Rezolvăm problema de postură, stăm drept, dar scăpăm și de riduri. Apare, da. Ia uite-le. Astea sunt de expresie, dar nu contează. Așa, atenți că e semnal full wifi aici. Am toate liniile de semnal, nu ratez niciuna. A, uite, chiar sunt curioasă dacă și ridurile de expresie pot să plece din viața noastră cu ocazia acestui tratament, iată, fără injectare, despre care ne povestește Georgiana Mutescu, specialist beauty. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum e că fără injectare? Păi eu știam că... De obicei, acid hialuronic. Sau botox. Cu bisturiu, nu? Așa nu, nu chiar așa. Nu cunosc eu, nu. Ok, confund eu. Acum există o soluție, grație dezvoltării tehnologiei în domeniul beauty, pentru a scăpa de imperfecțiunile pielii, riduri, pete, urmele de la acne, cuperoză, problemele cu eczemele cauzate de frig, de prea multă căldură, fără a ne injecta sau fără a apela la bisturiu ca să ne schimbăm fizionomia, pentru că orice operație și orice injecție, chiar și minim invazivă, ne poate afecta musculatura feței. De aceea, eu recomand în calitate de specialist, în primul rând, să ne îngrijim pielea cu ceea ce avem noi la dispoziție, și anume cu propriile resurse. Iar ca să facem lucrul acesta, trebuie doar să-i dăm un boost de energie și vitalitate tenului nostru printr-o îngrijire corespunzătoare pe bază de acid natural și vitamine proprii pielii. Da, folosim acid hialuronic, de exemplu, folosim aloe vera, tot ceea ce ne oferă natura, vitamina C, printr-o vitaminizare a tenului, adică prin fiole și măști faciale intens bogate în aceste substanțe active pe care le introducem în piele prin masaj facial, de exemplu, sau prin tratamente total non-invazive, cum ar fi curățare facială în profunzime, care deschide porii pentru a putea intra substanțele active cât mai bine în piele și a-și face efectul, rejuvenare facială cu IPL, pentru că lumina intens pulsată emană o căldură care încălzește epiderma foarte bine și dă naștere la noi celule de colagen și elastină, dar și LED facial, care este un tratament cromoterapeutic, adică folosim diverse tipuri de lumini pentru a face efecte benefice la nivelul tenului, cum ar fi hidratare intensă, tonifiere, o destresare a pielii, pentru că atunci când suntem stresați se vede inclusiv pe tenul nostru. Eu mă uit în imagini și e foarte ciudat că mi-amintesc tratamentul de care am beneficiat la voi. Ai, de pe Georgia! Într-adevăr, de atunci și până acum aspectul pielii mele s-a îmbunătățit foarte, foarte mult. Problema pe care aș fi insistat eu au fost petele post-acneice. Acolo cred că foarte multă lume are bătăi de cap și cred că sunt deja foarte mulți adolescenți care se confruntă cu asta. De la ce vârstă e bine să începem un tratament facial așa de lungă durată? Cât mai de tineri, pentru că aceste tratamente fiind non-invazive, nu fac decât bine, nu fac nimic rău, nu interferăm asupra fizionomiei, nu interferăm asupra tuturor tehnicilor, să zic, prin care tenul nostru își păstrează frumusețea, pur și simplu îl ajutăm să-și o pună în valoare mai bine. Astfel că dacă încă de la pubertate avem probleme cu sebum în exces, care poate conduce la un ten acneic, recomand o curățare facială în profunzime odată la 2 săptămâni pentru tenul gras, pentru că aceasta curăță porii, elimină punctele negre, ajută substanțele active pe care le aplicăm ulterior să intre mai bine în piele și reglează sebumul astfel încât să nu mai apară acea senzație de ten uleios și implicit să nu mai dea naștere la pustule care pot fi și dureroase și lasă și urme pe ten. Deci cu cât începem această curățare a tenului și acest ritual de îngrijire zilnic mai repede, cu atât mai bine, mai ales că ar trebui să ne intre în reflex că tenul este cartea noastră de vizită, este primul lucru pe care îl văd oamenii în momentul în care interrelaționăm și atunci ar trebui să avem mai multă grijă de el. Dacă, să spun, cu kilograme în plus mai punem o haină, două, la față chiar nu avem ce face, nici nu mai folosim măștile, cum se ascundeau unii dintre noi sub ele, și atunci este timpul să oferim acest boost de energie, mai ales că
Nu doare, este foarte rapid. Tratamentul de curățare facială durează doar 20 de minute. Implică și un ritual de demachiere complet, astfel încât clienții vor afla și ce trebuie să facă post-tratament zi de zi acasă, ce produse să-și folosească pentru a-și îngriji pielea și când sunt la ei în propriu cămin. Pur și simplu oferim această consultanță și diagnoză facială gratuită, astfel încât să-i ajutăm și post-vizită la salon să aibă grijă de pielea lor. Iar pe lângă această curățare, mai ales acum în sezonul rece, putem combina cu o hidratare cu LED. Diodele emițătoare de lumină au triplu efect, hidratează intens, stimulează producția de colagen și elastină, tonifiază prin faptul că lumina verde efectuează și acel drenaj limfatic pentru a scoate impuritățile de la nivelul tenului și în același timp destresează. Activează enzimele care să ne ajute să ne relaxăm și atunci când avem o piele relaxată, luminează tenul nostru. În general, bărbații care vin cu ce fel de probleme se prezintă? De așa ca tine, cu ten deshidratat. Acum o mare problemă noi cu treaba asta. Nu ești știu ce să-i mai recomand. Un tip sensibil dacă ai tenul deshidratat. Chiar îți recomand acest LED facial de hidratare intensă pe bază de acid hialuronic și colagen. Este foarte relaxant, nu doare și te simți așa un pic SF, ca într-un film de anvergură, pentru că ți se pun diodele emițătoare de lumină pe față după ce folosești ochelari de protecție și chiar poți și dormi. Adică avem clienți domni care au și adormit în timpul acestui tratament, dar majoritatea domnilor se confruntă cu punctele negre. Avem din ce în ce mai mulți bărbați care din cauza ritmului de viață stresant, al alimentației deficitare, al vicilor precum fumatul sau consumul de băuturi alcoolice, se confruntă cu aceste puncte negre care tind să dea și în coșulețe pustule. Și atunci vin să-și facă această curățare, pur și simplu se vede cum în doar 20 de minute punctele negre se scot cu ajutorul unei spatule cu ultrasunete, iar ulterior le oferim senzația unui ten de bebeluș, pentru că folosim curentul galvanic ca să închidem porii și să stimulăm noi celule de colagen și elastină. Iar la final încheiem cu un masaj facial revitalizant, folosim vitamina C și aloe vera pentru a le oferi acea senzație de piele proaspătă, fresh și foarte netedă. E cu luminițe, e cu masaj, e cu somn. E cu ochelari de Matrix. Muzică în surdină, tot ceea ce înseamnă o relaxare. Pe lângă faptul că toate aceste tratamente faciale non-invazive au un efect benefic la nivelul tenului, ele au un efect extraordinar la nivelul psihicului nostru. Din când în când avem nevoie de o evadare la salon, avem nevoie de puțin timp pentru noi, da, nu avem mult, tocmai de aceea un tratament nu durează 90 de minute cât se întâmpla să țină într-un salon de cosmetică clasică, dar aceste 20-30 de minute pe care le dedicăm atât nouă cât și tenului nostru ne fac foarte bine, chiar și în relația cu ceilalți. Uneori avem nevoie de o pauză de la copii, de la soți, de la viața profesională, astfel încât să ne dedicăm nouă, să fim bine noi cu noi înșine și atunci când noi avem acest echilibru intern, se vede și pe fața noastră și se vede și în relația cu ceilalți. Iar acum, pentru că suntem în luna iubirii, chiar recomand să se vină și în cuplu. Practic, aveți această activitate pe care o puteți face cu cei dragi, faceți în paralel un tratament facial personalizat. Dacă domnul are riduri, îl introducem în lumea rejuvenării faciale. Pentru doamnă oferim un tratament de hidratare sau un răsfăț complet proskin cu mască, fiolă facială și un masaj de 20 sau 30 de minute. Acum acest masaj facial este foarte, foarte iubit și de domni. În continuare au parte de somnul bine meritat de după o zi de muncă, pentru că se efectuează mișcări nu doar ca să dinamizăm procesele metabolice, ci și ca să relaxăm și să detensionăm. Mulțumim tare mult, Georgiana, și te așteptăm să revii ca să le reamintim celor de acasă cât de important e să avem grijă de noi înșine, indiferent de sezon. Cu mare drag, mai ales că este atât de ușor și frumusețea acum se îngrijește cu ajutorul specialiștilor.